Deci asta să vedem spus figurile prezidențiabililor pe ecran și da, o să-i rog pe invitații mei să se pronunțe în legătură cu șansele fiecăruia. A doua lovitură a serii este că Dacian Cioloș și creează mari probleme lui Klaus Iohannis în cursa pentru prezidențiale și dacă pe partea asta, presupus partea dreaptă, să zicem, deși USR-ul nu e deloc de dreapta, e ceea ce spuneau miniștrii din cabinetul Cioloș, mai degrabă un sexomarxism. Nu, doctrina sexomarxism, asta e mai bună. Da. Doctrina lui e neomarxistă, da. E așadar, prezidențiabilii aveți pe ecran Klaus Iohannis, Călin Popescu, Tăriceanu, Liviu Dragnea, Gabriela Firea, Victor Ponta și Dacian Cioloș. Atenție, prezidențiabili, adică personalități care au suficientă notorietate și intenție de vot pentru a fi oricând candidați. Asta nu înseamnă că Gabriela Firea candidează sau că Victor Ponta vrea să intre în finală cu Liviu Dragnea. Nu. Cel puțin nu până acum. Dar v-aș ruga să faceți o analiză a figurilor pe care le vedeți pe ecran, Marius Pieleanu. Multe. Cine intră în finală cu aceste figuri pe ecran? Unde le văd? Păi, Iohannis ne-a anunțat deja primul. Tăriceanu va candida fie pe ALDE, fie pe alianță cu PSD. Liviu Dragnea, dacă are, dacă, mă rog, se aliniază un pic astrele perioada asta de timp și ia un scor bun la europarlamentare, ceea ce e posibil, chiar dacă nu va dori, îl vor împinge cei din spate de la PSD să candideze. Gabriela Firea n-are partid și chiar dacă ar candida pe listele pro-România, partidul e prea firav din perspectiva infrastructurii electorale, astfel încât să o ducă în turul 2. Face pragul pro-România acum la Europa? E acolo. E acolo. Da, asta înseamnă face, dar poate la o adică nici să nu facă. Da, corect. Victor Ponta nu candidează, aici chiar știu foarte nu bine. Nu tur asta. Nu tur asta. În 2024 vor fi toate turele posibile. Știți că în 2024 avem europarlamentare, primare, generale și prezidențiale. Toate în același an. Deci România va fi pe butuci. Nu se va munci un an oficial. Oficial. 2024. Peste 5 ani. Nu se va munci, dar se vor da decrete și decizii și ordonanțe. Și Dacian Cioloș, și eu cred că nu va candida, ci va fi primul ministru al guvernului meu, PNL-USR+. Păi pentru asta trebuie să se întâmple ce a spus Klaus Iohannis la Vila Lac acum 2 sări. Imediat după europarlamentare, într-o formă sau alta, trebuie dat jos guvernul Dăncilă. Adică Dacian Cioloș nu poate renunța la candidatură pe motiv că în 2020 o să câștige USR și o să numească Klaus Iohannis prim-ministru. Zice, bine. Mai ales că are și o reputație Klaus Iohannis, că i-a promis lui Cătălin Predoiu că îl pune prim-ministru. Da. Și nu l-a mai pus. Voi credeți în această variantă, căderea guvernului după europarlamentare și impunerea unei noi majorități? Numai prin intervenția statului subteran. Coroborat cu un scor catastrofal al PSD-ului, ceea ce e puțin probabil. Puțin probabil. Da, eu nu văd. Noi nu avem date acum. Sigur că e mult entuziasm pe dreapta. Am văzut cifre chiar care dau PSD-ul la 20%, inadmisibil. Da, aseară Benon Iardelan mi-a spus de două ori și m-am și notat, mi-a spus de două ori că PNL-ul va fi peste PSD la europarlamentare. Senzațional. Cine ți-a spus asta? Benon Iardelan, vicepreședinte. Sunt, am mai remarcat un entuziasm. Am prieteni buni în PNL vechi și care sunt extrem de subiective, acum nu mai sunt raționali. Afirmația în completare a fost că s-a creat deja un trend foarte serios în care PNL și USR cresc peste PSD și peste ALDE. Hai să vedem, mai e o lună și un pic. Problema PNL-ului, el e foarte departe de PSD în acest moment. PSD e mult în față, categoric. Problema PNL-ului acum este USR-ul. Deci o victorie a USR-ului, așa cum se prefigurează, riscă să ducă la o lovitură, nu chiar la desființare, că totuși e un supraviețuitor partidul ăsta, are o vechime de 150 de ani, dar aproape la o desființare a acestui partid. În primul rând se vorbește nu doar de un nou guvern după alegerile europarlamentare, dar în primul rând se vorbește de o decapitare la vârf la PNL după europarlamentare. Dacă va avea un scor prost. Da, și va avea un scor prost. Nu asta e problema. Dar, atenție, va fi USR-ul și va fi și ALDE. Deci foarte multă substanța liberală a PNL-ului s-a dus la ALDE, iar în partea cealaltă ai Indignatos. Ai radicalii. Radicalii, clar, care se duc și care, mă rog, dar PNL-ul ar trebui să-și pună întrebarea, măi, oameni buni, dar de ce ne-ar vota românii astăzi pe noi cei de la PNL?
fiindcă îl susținem orbește pe Augustin Lazăr, fiindcă am acoperit abuzurile, fiindcă o susținem pe doamna Chioveși și dincolo de toate limitele. Pentru că fiindcă ne opunem Partidului Social-Democrat. Suntem principalul partid anti-PSD. Păi da, atunci dacă faci o astfel de opoziție, nu, de la, iertați-mă, la Partidul Național Liberal eu aștept altceva. Nu poți să faci anticomunism cu comuniști. Acest tip de opoziție îl face cu mult mai mult succes USR-ul. De la Partidul Național Liberal nu aștept o chestiune decerebrată. Mă votați pe mine că eu sunt anti-PSD. Păi acum 5 ani de zile erai în USL, nu? A fugit, a zburat Puiucoața. Deci erați împreună acolo. Eram de la Partidul Național Liberal, Băsescu, acum aștept, nu mai e nici USL. O să râdeți. La Partidul, aștept programe economice, liberale. Aștept o poziție absolut fermă în favoarea respectării drepturilor omului și a libertăților, absolut fermă, fără echivoc. De asta crește Tăriceanu. Păi de asta crește Tăriceanu. Păi ce să faci când întreba... Tăriceanu are 20% în... Liderul Orban al Partidului Național Liberal întreba direct, domnul Matale, ce credeți despre Augustin Lazăr? Că e o piatră de moare care îi zdrobește pe ăștia. Și Orban zice, nu eram în București, nu știu, da, ce mă... Lasă, că ce... Nu m-am lămurit. Încă n-am analizat. Păi cum, măi, tu ești liberal. Toată floarea ta a pierit în pușcăria patronată și de Augustin Lazăr. Așa. Și tu nu te-ai interesat până acum? Tu, Partid Național Liberal? Marius Pieleanu, foarte scurt. Problema PNL e USR, da? Și problema lui Iohannis e Cioloș. Și toți sunt problema PSD-ului. Asta se știe, că sunt adversari. Aici e problema. În ce măsură se adună ca să-ți bată PSD-ul? Nu ei sunt problema PSD-ului, ci statul subteran.